sunt Jasgul, am 25 de ani și mă ocup cu combaterea traficului de ființe umane, cu persoanele care se află în grupul de risc, asta înseamnă persoanele social vulnerabile, persoanele care nu au părinți, orfanii, pentru că ei sunt targetul traficanților. Am o tangență mai personală cu acest grup. Eu personal am fost crescută în instituții și am graduat și eu din orfelinat. Când ajut sau mă implic cu ei, de fapt, eu un fel de mulțumesc pentru persoanele care s-au implicat și sau în care au investit și în mine. Am revenit în țară de 2 ani, după 5 ani în America. Am mers acolo ca să fac studiile, am învățat foarte mult, m-am crescut, m-am maturizat și am simțit că responsabilitatea este ca să pot să iau cumva turbița asta cu cunoștință sau lecții pe care am învățat-o și să o aduc acasă. Eu am venit cu un entuziasm foarte mare și cu așa, vreau să fac asta, cu vise, cu... Dar, din păcate, am fost un pic dezamăgit de ceea ce am văzut. Dar înainte să fac o decizie, iar să-mi pachetez bagajele și să plec, mi-am zis că, ok, în Moldova nu e bine dacă eu n-am încercat să fac ceva. Nu am dreptul să spun asta. Proiectul care, de fapt, m-a marcat cel mai mult este proiectul Promote, organizat de Asociația Promolex. Este un proiect de capacitare a tinerilor în domeniul drepturilor omului și activismul civic. Am încredere în că viitorul Republicii Moldovei se schimbă spre bine, chiar dacă cumva situația actuală nu prea ne încurajează să credem așa, dar vreau să fiu acasă și să fac parte din în măsura în care pot, din rândul tinerilor care aduc schimbare.